să plantezi, să scrii, să sculptezi, să vopsești, să cânți la un instrument, să repari. Diverse sunt activitățile pe care le poți face cu talentul mâinii. Dar în ultimul timp, ceea ce vedem cel mai mult sunt mâini care înainte produceau mult, dar acum sunt oprite, purtând blestemul uscăciunii și a frustrării în munca lor. Dar când există un pact de fidelitate cu Dumnezeu, menținem mâinile noastre active și binecuvântate, indiferent de orice situație. În această miercuri, 21 iulie, vom avea spălarea mâinilor la ora 9, la ora 15 și la ora 19 la Catedrala Credinței din București, de pe șoseaua Funde numărul 11 din sectorul 2 și la orice locaș al Duhului Sfânt din țară.